Ploiești și inspector școlar de specialitate. Astăzi vom aborda o temă de recapitulare din programa de bacalaureat privind domeniul de conținut statul și politica, mai exact, autonomiile locale și constituirea statelor medievale românești. Cu siguranță, atunci când colegii mei au predat această lecție, au folosit o hartă care să vă ajute să fixați mai bine informațiile, nu numai cele cronologice, dar și cele spațiale. Neavând la dispoziție decât hărțile inserate în prezentarea mea, m-am gândit să pornesc de la o imagine. Și sigur, dacă aș fi mai aproape de voi, la întrebarea ce vă sugerează această imagine, aș auzi probabil răspunsuri de genul o locuință țărănească sau o gospodărie, un sat, o zonă de munte, aspecte legate de rural. De ce de rural? Pentru că, așa cum vă amintiți, autonomiile locale își au rădăcinile în obștile gentilice, devenite ulterior obști sătești, o moștenire de la geto-daci, transmisă la daco-romani și apoi la români și păstrată și până în zilele noastre. Ce sunt autonomiile locale, prin urmare? Sunt forme tradiționale de organizare politică românească care sunt specifice secolelor 9-13, de genul cnezatelor, adică formațiuni politice care includeau două sau mai multe sate, de obicei pe valea unui râu și aflate sub autoritatea unui cneaz, și voievodat, formațiune politică alcătuită din două sau mai multe cnezate, condusă de un voivod, al cărui atribut special era cel militar. Și, așa cum spuneam, funcția de voievod este cea care se păstrează și ca atribut al domnitorilor după secolul al XIV-lea. Despre termenul de autonomie am discutat și în lecția noastră precedentă, cea despre Constituții, și spuneam că este un drept al unui stat, regiune, de a se administra singură sau singur în cadrul unei unități mai mari, condusă de o putere centrală, prin urmare să beneficieze de legi proprii și de un conducător local. În timp ce termenul abordat în lecția noastră de astăzi, cel de autonomii, se referă de fapt la cnezate și voievodate sau la formațiuni prestatale sau romanii populare, cum le numea marele nostru istoric Nicolae Iorga, și care, după cum vedeți pe harta de pe ecran, sunt amplasate în întreg spațiul românesc, atât în interiorul cât și în exteriorul arcului carpatic. Spuneam că au rădăcini în obștea sătească și aceasta poate fi o caracteristică a autonomiilor, fac aici o paranteză, poate fi una din întrebările de la examenul de bacalaureat. Precizați o caracteristică a autonomiilor locale. Și atunci răspunsul vostru se poate îndrepta spre acest lucru, și anume că autonomiile locale provin din unirea obștilor sătești, adică din crearea uniunilor de obști, că sunt specifice secolelor 9-13 și că le putem regăsi în întreg spațiul istoric românesc. După cum vă amintiți de asemenea, aceste obști sătești transformate în uniuni de obști și apoi autonomii locale au fost supuse unui proces de unificare, totul pe seama unor factori interni care ulterior au favorizat formarea statelor medievale românești, și putem reaminti aici viața economică prosperă, creșterea demografică, stratificarea socială, dezvoltarea drumurilor comerciale de la nord la sud sau factori externi precum invaziile popoarelor migratoare care s-au succedat pe teritoriul țării noastre până în secolul XIII, criza dinastică din Ungaria prin stingerea dinastiei arpadiene, tendințele expansioniste ale regalității maghiare și ale Imperiului Bizantin sau presiunea Hoardei de Aur. În urma acestor factori interni și externi, începând cu secolul al XIV-lea, au rezultat statele medievale românești. Să procedăm la drum pentru fiecare regiune în parte. Interiorul arcului carpatic, Transilvania, Transilva, țara de dincolo de pădure.
Primele formațiuni prestatale românești sunt menționate în zona Arcului Carpatic de cronicarul Anonymus în lucrarea Gesta Hungarorum sau Faptele Ungurilor. După cum vă amintiți, voivodatului menumorut în Crișana cu centru la Biharea, voivodatului Glad în Banat cu centru la Cuvin și voivodatului Gelu în Podișul Transilvaniei cu centru la Dăbâca. 200 de ani mai târziu, legenda Sfântului Gerard, ca și Simon de Chiesa, în Faptele Hunilor și ale Ungurilor, menționează existența la jumătatea secolului al XI-lea a două voivodate românești, care opun rezistență expansiunii maghiare. Ne reamintim voivodatului Ahtum în Banat, cu centrul la Morisena, și voivodatului Gila în centrul Transilvaniei, cu centrul la Belgrad, viitorul oraș al Baiulia. Nu trebuie să neglijăm niciun alt izvor istoric, cum ar fi cronica lui Nestor, care în secolul XII confirmă existența românilor și a slavilor la venirea ungurilor în Panonia. Pentru că, după cum știți, începând cu 1111 sau secolul al XII-lea, și iată pe hartă puteți observa săgețile de înaintare ale regatului Ungariei spre interiorul Transilvaniei, începe procesul de cucerire a acestui voivodat de către regalitatea maghiară. Începând cu 1111, ungurii folosesc pentru cucerirea și stăpânirea Transilvaniei 5 mijloace. Mijlocul militar, bineînțeles, mijlocul administrativ, organizând la Bihor în 1111 primul comitat, mijlocul etnic, prin colonizările cu sași și secui, mijlocul religios, religia ortodoxă nu este interzisă, dar devine o religie tolerată, în timp ce religia catolică devine religia oficială și chiar o condiție a calității de nobil. Să ne amintim diplomele regelui Ludovic de Anjou, care la 1366 precizează într-una din aceste diplome că nu poți să fii nobil decât dacă ai religie catolică, și bineînțeles mijlocul politic. În ceea ce privește aspectul politic, aici, cu siguranță, vă amintiți că începând chiar cu 1111, documentele îl amintesc pe un anume Mercurius Princeps. Acesta a avut o domnie relativ scurtă, de doar 2 ani, până în 1113. Ulterior, până la 1176, nu sunt menționați alți conducători sau nu le cunoaștem până în acest numele, dar la 1176 se revine la funcția de voievodat printr-un anume Eustachius. Prin urmare, forma românească de organizare politică triumfă și ea rămâne valabilă până la 1541, când Transilvania va intra sub stăpânire otomană, devenind principat autonom sub stăpânire otomană. Principele este ales de dietă și cu confirmarea sultanului. În sud de Carpați, în ceea ce privește formarea statului medieval Țara Românească, beneficiem de asemenea tot de un izvor istoric maghiar, și anume diploma cavalerilor ioaniți, dată la 2 iunie 1247 lui Rembald, căpetenia cavalerilor de Ierusalim. Este un document, o diplomă, în care ioaniții primesc diverse privilegii, dar importanța pentru istoria noastră reiese din faptul că sunt precizate 5 autonomii locale sau formațiuni prestatale la sud de Carpați. Mai exact, țara lui Litua sau Litovoi, în zona Jiului, se pare că includea și țara Hațegului, cnezatele lui Farcaș și Ioan pe Olt, iar în stânga Oltului pe Argeș, voivodatului Seneslau. În diplomă se vorbește și de țara lui Severin sau Banatului Severin, zonă pentru care, de altfel, românii vor intra în conflict cu regalitatea maghiară în timpul voievodului Litovoi. Probabil este același Litovoi menționat în diplomă sau un altul cu același nume și care, la 1277, moare în luptele cu regalitatea maghiară. Fratele său bărbat, vă amintiți, este luat prizonier, dar reușește să se răscumpere, ceea ce denotă puterea economică a zonei în 1277, adică secolul XIII.
Mai departe, istoria formării statului medieval Țara Românească include două aspecte. Cel legendar, dedicat descălecatului negru Vodă din Făcăraș, de la Câmpul Lung la Argeș, în jur de 1290-1291, și partea istorică, adevărul istoric, care se referă la Basarab I, cel din tâi care unește voivodatele lui Litovoi și Seneslau la 1301. Până la 1324, Basarab recunoaște suzeranitatea maghiară. El este numit în documente voivodul nostru transalpin. Însă, în 1330, refuză să mai recunoască suveranitatea maghiară, intră în conflict cu regele maghiar și, după cum știți, are loc o luptă la Posada între 9-12 noiembrie 1330, luptă care este reflectată în cronica pictată de la Viena. Și aveți aici imaginile. Interesante sunt de descris și aceste bătălii, dar nu este locul să mai facem acest lucru în acest moment, deoarece vom purcede mai departe spre zona de est a Carpaților, mai exact în viitorul stat medieval Moldova. Și aici sunt menționate mai multe autonomii locale sau formațiuni prestatale, denumite foarte frumos țări, codri, cobâle, ocoale, câmpuri și care la un moment dat intră sub autoritatea regalității maghiare, mai exact pe la 1352-1353, când voievodul Maramureșului Dragoș este trimis de regele maghiar să întemeieze o marcă de apărare împotriva tătarilor cu centrul la Baia. Acest eveniment este cunoscut de către voi ca primul descălecat. Al doilea descălecător este considerat Bogdan, tot un voivod provenit din Maramureș, care refuză să mai recunoască autoritatea regalității maghiare. El o să fie menționat în cronica lui Ioan de Târnave ca necredincioasa noastră slugă, trece Carpații, se aliază cu boierimea locală, îi alungă pe urmașii lui Dragoș, Sas și Bal și în urma confruntărilor obține independența. El este considerat adevăratul întemeietor al Moldovei, după unele izvoare și, cum spuneam, al doilea descălecător. Consolidarea statului de la est de Carpați s-a realizat în vremea urmașilor lui Bogdan, Lațcu, Petru I Mușat și Roman I. Roman se intitula domn de la munte până la mare, ceea ce înseamnă că într-o etapă inițială se formase doar Moldova Mică sau Moldova de Sus, ulterior și Moldova de Jos sau până la mare. În zona dintre Dunăre și Mare, avem o formațiune prestatală începând cu secolul X, condusă de Jupan, Jupan Dimitrie sau Jupan Gheorghe. În secolul al XI-lea, prințesa bizantină Ana Comnena îi dedică o carte tatălui său, intitulată Alexiada, în care menționează trei conducători din Dobrogea, Tatos, Sața și Seslav. Tot ea îl amintește și pe un fruntaș al vlahilor numitul Pudilă. În secolul al XIII-lea, mai exact pe la 1230, între Mangalia și Varna, este amintit de asemenea un nucleu al viitorului stat dobrogean, care, după cum îi spune și numele, face trimitere spre o ocupație a locuitorilor și anume extragerea cărbunelui de mangal. Nucleul statului dobrogean va fi dezvoltat de către Balica, Dobrotić și Ivanco. De altfel, istoricii consideră că numele așezării regiunii vine de la Dobrotić, Dobrotiță, Dobrogea, care în secolul al XIV-lea își capătă autonomia față de Imperiul Bizantin, unește teritoriul dintre Dunăre și Mare și pune bazele viitorului stat medieval Dobrogea. Fiul său, Ivanco, a rămas în istorie ca cel din tâi care bate monedă pentru această zonă și un alt aspect interesant este primul voievod care se luptă cu Imperiul Otoman. Din nefericire pentru el, moare în aceste lupte, dar țara sa este inclusă de către Mircea cel Bătrân, domnul țării românești, începând cu 1388.
Mai departe însă, istoria acestui ținut va fi legată foarte mult de istoria Imperiului Otoman, pentru că începând cu 1417-1420 și până la 1878, teritoriul este inclus sub formă de pașalâc, spuneam, Imperiului Otoman. În concluzie, am discutat despre formațiuni prestatale specifice secolelor 9-13 și care, în urma acționării unor factori interni și externi, au reușit să ducă la constituirea statului medieval românesc începând cu secolul al XIV-lea. Despre consolidare și instituțiile statului medieval veți afla într-o lecție viitoare. Până atunci, vă doresc mult succes, multă sănătate și numai împreună vom ajunge la nota maximă. Mulțumesc pentru atenție! Cât am vorbit?